De ziua lor, doamnele și domnișoarele vor fi sărbătorite și la Târgu Jiu. Acestea vor primi cadouri practice pe data de 8 martie din partea autorităților locale prin intermediul societăților pe care le administrează. Societatea Comercială Transloc SA și Direcția Publică de Patrimoniu oferă câteva facilități doamnelor și domnișoarelor. Transportul în mijloacele de transport în comun este gratuit pe data de 8 martie pentru toate doamnele și domnișoarele care vor călători în acea zi cu mijloacele noastre de transport în comun. Iar parcările, în parcările publice, vor fi cu titlu gratuit în această zi. Cum era de așteptat, de Ziua Internațională a Femeii, doamnele și domnișoarele care vor ieși în oraș duminică vor fi întâmpinate cu flori de către bicicliști de la Trix Bike. Pe 8 martie la ora 14, din nou o caravană în oraș, tot în parteneriat cu Asociația Trix Bike, caravana florilor pe același traseu ca în ziua de 8 martie, tot în parcurile din oraș. Doamnele și domnișoarele prezente vor primi o floare de ziua lor. Și polițiștii vor fi mai îngăduitori cu doamnele de ziua lor, în cazul în care acestea săvârșesc contravenții minore în trafic.